Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, a spus Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Eu sunt păstorul cel bun și le cunosc pe cele care sunt ale mele. Iar cele care sunt ale mele mă cunosc pe mine. Tot așa cum tatăl mă cunoaște pe mine și eu îl cunosc pe tatăl. Iar eu îmi dau viața pentru oi. Aceste oi sunt identificate de două ori cu expresia ale mele. Mai târziu, la momentul sărbătorii noirii templului din luna 12 îl găsim pe Iisus din nou în Ierusalim. Iar cu această ocazie vedem că el a arătat că necredința evreilor față de el era de fapt un semn că ei, evreii, nu erau dintre oile mele, cum spune Domnul Iisus. Adică ei nu erau dintre cei dați lui de către tatăl și prin urmare nu făceau obiectul morții sale răscumpărătoare. Da? În Ioan 10 citim, însă voi nu credeți pentru că nu sunteți dintre oile mele. Oile mele ascultă la Sumeu. meu, eu le cunosc iar ele mă urmează. Eu le dau viață veșnică cui oilor și în veci nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Vedem în, în Ioan 13, Acolo este scris că înainte de sărbătoarea Paștelui, Iisus știa că i-a susit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. Și fiindcă îi iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Aici vedem că moartea Hristosului este prezentată ca fiind motivată de dragostea lui mare pentru ai săi. De-a lungul capitolului 13, Isus subliniază slujirea sa smerită înaintea celor care sunt ai lui și indică faptul că între ei există unul care nu va beneficia de slujirea lui, anume acela căruia el i-a întins prima bucățică, Judas Iscarioteanul, trădătorul lui. Cum i-a iubit Isus până la capăt pe cei care sunt ai săi, dragostea lui pentru ei a fost demonstrată în mod ultim, prin moartea lui pentru ei. În capitolul 15 din Ioan, citim, nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta, și anume să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Trei lucruri înțelegem din acest verset. Moartea lui Hristos este voluntară, dar el își dă viața de bunăvoie. În al doilea rând, moartea lui Hristos este pentru aceea pe care el, îi consideră prietenii lui. Adică un grup anume de oameni, un grup restrâns de oameni. Și nu în un ultimul rând, aceia pentru care el își dă viața pot fi identificați prin supunerea lor față de poruncile lui. În rugăciunea de mare preot a lui Hristos, în capitolul 17 din Evanghelia după Ioan, Iisus se roagă astfel, eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Sfințirea de sine a lui Isus ne arată consacrarea sa totală față de voia lui Dumnezeu. Da, dedicare care culminează cu moartea sa pe cruce, în vederea câștigării unui popor pentru sine. În conținutul rugăciunii descoperim tonurile sumbre ale morții și suferinței. Domnul Iisus spune: Tată, a sosit ceasul, Eu nu mai sunt în lume. Acum vin la tine, versetul 13, versetul 24, Tată, doresc ca acolo unde sunt eu să fie cu mine și aceea pe care tu mi-ai dat, sfințirea sa prin moartea pe cruce, afirmă Isus. este pentru aceea, anume pentru toți cei pe care Tatăl i-a dat lui. Această înțelegere a textelor este susținută de alte trei adevăruri ale Scripturii. Primul adevăr. Moartea lui Hristos a fost voluntară. De aceea el are tot dreptul să controleze pe deplin rezultatele morții sale. Dar Dumnezeu nu a fost obligat de absolut nimeni și nimic să-L trimită pe Hristos să moară pentru cei păcătoși. Și vedem acest lucru tot în Evanghelia după Ioan. Da? Domnul Iisus spune, de aceea mă iubește tatăl meu. Pentru că eu îmi dau viața ca să o iau din, din nou. Nimeni nu noia de la mine, ci eu o dau de la mine însumi. Am autoritate să o dau și am autoritate să o iau din nou. Am primit această poruncă de la tatăl meu. Dacă actul acesta a fost un act complet voluntar din partea lui Dumnezeu, atunci lui Isus ar trebui să-i fie permis și ar trebui să ne așteptăm ca... În primul rând, Dumnezeu să împartă beneficiile morții Fiului Său după cum alege El în mod suveran. Și în al doilea rând, să ne așteptăm ca Dumnezeu să asigure succesul rezultatelor plănuite de El. Al doilea adevăr. Moartea lui Hristos a fost nu doar voluntară, ci și substitutivă. Dar cuvântul substitutiv înseamnă acționând în numele altcuiva sau reprezentând pe altcineva. Ideea de bază este aceea de reprezentare în așa fel încât unul să efectiv în locul celuilalt și este tratat precum ar fi celălalt. Textul biblic clasic este cel din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, unde este scris El pentru noi l-a făcut păcat pe cel ce n-a cunoscut păcatul. Pentru ca în el să devenim dreptatea lui Dumnezeu. A spune că Hristos a murit o moarte substitutivă în locul tuturor păcătoșilor, dar nu toți acei păcătoși vor fi mântuiți, este o contradicție în termeni. Dacă Hristos stă efectiv ca locuitor în locul unei anumite persoane, atunci persoana aceea trebuie să fie adusă la mântuire și să fie mântuită veșnic. Ispășirea locuitoare trebuie să asigure o mântuire reală pentru toți aceia pentru care a murit Hristos. Altfel, nu este cu adevărat înlocuitoare. Al treilea adevăr. Moartea lui Hristos a fost o moarte victorioasă. Dar fiecare om pentru care a murit Hristos va fi mântuit. Moartea lui Hristos va asigura tot ceea ce a avut de gând Dumnezeu ca prin acea moarte să asigure. În Matei, capitolul 1, este scris, El își va mântui poporul de păcatele lui. Domnul Iisus a spus, nu? Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele, mai am și alte oi și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu falimentează. Aceste texte biblice vorbesc despre faptul că Isus Hristos împlinește ceva prin moartea sa. Dintr-un anumit punct de vedere, este imposibil să limităm moartea Domnului nostru Isus Hristos. Domnul nostru a suferit în calitate de fiu veșnic al lui Dumnezeu. De aceea a putut să sufere un iad veșnic doar pentru un moment de timp și în același timp să ofere o victorie veșnică și de plină. Moartea lui Hristos nu este limitată absolut deloc în puterea ei. Nu asta presupune termenul limitat. Dacă Dumnezeu și-ar fi propus să-i mântuiască pe toți oamenii, fără excepție, Hristos nu ar fi suferit cu niciun strop în plus din mânia lui Dumnezeu. De asemenea, dacă numai o singură persoană ar fi fost aleasă să fie mântuită, Hristos nu ar fi suferit cu nimic mai puțin. Esența acestor lucruri se găsește în scopul pentru care Tatăl și-a pus Fiul pe cruce. Mai exact, ce a plănuit Dumnezeu să împlinească? A plănuit El oare să le dea păcătoșilor doar o a doua șansă? Pentru ca să reușească acolo unde Adam a fost alimentat? Sau a plănuit cu multă grijă ispășirea ca metodă de mântuire a aleșilor săi? Cu toate că valoarea morții lui Hristos este de o valoare infinită și ar putea mântui zeci de mii de omeniri păcătoase, intenția sau scopul lui Dumnezeu de a-L atârna pe Fiul Său pe cruce trebuie măsurată prin realizările ei. Lucrarea de răscumpărare a lui Hristos răscumpără de fapt în ea și prin ea însăși și asigură mântuirea unor oameni și anume a tuturor celor dăruiți fiului de către tatăl. Iar nu-i face pe toți oamenii răscumpărabili dacă aceștia își vor face partea lor voin să fie mântuiți? Moartea lui Hristos nu este doar procuratoare în natura ei, ci ea asigură de fapt mântuirea pentru toți cei care sunt obiectul ei. Dorința lui Hristos de ai căutat pe cei pierduți și succesul lui de a-i mântui sunt realizate pe deplin. Deoarece atât intenția cât și realizările sale iau în vedere pe acești oameni. Nu îi nu caută pe toți și mântuiește doar pe unii. Ci îi mântuiește pe toți cei pe care îi caută, fără excepție. De aceea Dumnezeu nu falimentează. Prin urmare... Scriptura nu ne lasă să credem că succesul mântuirii depinde în ultimul rând de om. Nu credem că voința liberă a omului este adevăratul factor răscumpărător în convertire. Predicatorul Charles Spurgeon a fost acuzat mereu că predică o ispășire sau o mântuire foarte îngustă. Dar oponenții lui spuneau că ispășirea lor sau puntea lor către cer era largă cât lumea întreagă. Pe când a lui Charles Spurgeon nu era la fel de largă. Spurgeon le-a răspuns astfel. Recunosc că ispășirea mea sau puntea mea către cer este mult mai îngustă decât a voastră. Însă puntea voastră ajunge doar până la mijlocul prăpastiei, pe când a mea ajunge până în partea cealaltă. În interpretarea oponenților lui Spurgeon, voința păcatului trebuia să vină cu cealaltă jumătate de punte. Să Spurgeon vine și spune că Dumnezeu nu falimentează, ci îl duce pe păcătos de la un capăt până la altul, până în gloria veștică. Ce să este adevărul, pur și simplu.